Etapa cu numărul 3 a campionatului național digital de circuit pe Tano ne aduce pe legendarul Nürburgring Grand Prix, un adevărat templu al iubitorilor de motorsport de pretutindeni. În prima cursă germană, Oscar Williams urma să plece din pole position, pilotul gales fiind urmat de către primul lider al acestui campionat, Claudiu Clima, și de către câștigătorul precalificărilor acestei etape, cunoscutul Florin Mergea. Plecat de pe poziția a treia, cunoscutul tenismen pierde această poziție la start în fața lui Sergiu Nicolae, care vrea însă să greșească pe celebra șicană și să-i ofere ca ultimul loc de pe podium pilotului Secarul eSports. Performerul acestei curse avea însă să fie Bogdan Mutu. Legat de pe poziția a șasea, acesta trece destul de rapid de surpriza precalificărilor Lucas Motadel, după care își fixează ținta pe următorul concurent aflat în vizorul său, experimentatul Sergiu Nicolae. După numeroase schimbări de situație și bătălii desfășurate roată la roată, pilotul echipei Rallymax reușește să iasă triumfător și își ajudecă astfel poziția a patra, poziție pe care urma să o păstreze până la finalul cursei. Sergiu Nicolae pierde din păcate un tempo și este depășit pe finalul cursei și de către Borlovan, terminând această primă manșă pe poziția a șasea. Victoria avea însă să-i revină lui Oscar Williams. Cunoscutul simrace galez impune o ritm ce nu le oferi niciun răspuns adversarilor săi și câștigă pentru prima dată în bogata sa carieră o cursă în cadrul CNTC Petano. Pilotul echipei CRG Racing România este urmat de către Claudiu Clima și de către coechipierul său din cadrul echipei Zecarul eSports, Florin Mergea. Grila inversată din cursa cu numărul 2 îi oferă pole position-ul lui Bogdan Moldovan, acesta fiind urmat pe grilă de către Lucas Motadel și de liderul campionatului Dragoș Simion, care va încerca în această cursă să-și mențină poziția din clasamentul general. Prima răsturnare de situații din această cursă avea să vină la 5 minute după start, când Andrace, aflat pe poziția 15-a, este răsucit de către Florin Botea și pierde astfel orice șansă de a obține puncte prețioase. Duelul care a ținut însă capul de afiș în cursa cu numărul 2 este duelul pentru prima poziție, dueliștii fiind Bogdan Moldovan și Dragoș Simion. Cei doi ne-au ținut cu sufletul la gură pe parcursul întregii manșe, schimbând de mai multe ori pozițiile între ei și luptând de cele mai multe ori roată la roată pentru a-și ajudeca cununa cu laur în această superbă cursă. Moldovan reușește într-un final să-și arate supremația, punctul culminant al duelului fiind o superbă depășire efectuată pe S-ul Yokohama. Pus sub presiune în momentul în care se afla pe poziția a patra, Florin Mergea face din păcate o eroare neforțată în acul de păr Dunlop și coboară până pe 6, poziție pe care vrea să-și încheie manșa a doua. După un start foarte bun, Lucas Motadel este împins în S-ul Yokohama și pierde poziție după poziție, de această neșansă neavând din fericire parte Bogdan Moldovan, care se impune în fața lui Dragoș Simion și în fața lui Cristian Moisescu. În clasamentul general, Simion rămâne lider, fiind urmat de Florin Mergea și de Claudiu Clima. În cadrul categoriei races, Alex Mirea trece pe prima poziție, iar la junior, Victor Taraș devine la rândul său în fruntea clasamentului. La echipe Virtual Racing Romania rămâne pe prima poziție, aceștia fiind urmați de către Zecarul eSports și de către echipa Rallymax.